Turiștii care și-au propus să meargă în acest weekend la Rânca trebuie să respecte anumite reguli. Pentru prevenirea incidentelor în stațiunea montană se află permanent salvamontiștii, drumarii, dar și polițiștii de la rutieră. Mai multe amănunte în materialul următor. În principiu avem cam 1-2 cazuri pe zi. Sunt cazuri normale, cazuri care se întâmplă pe pârtile de schi. A fost un vârf de sezon turistic și din punct de vedere al turiștilor și din punct de vedere al evenimentelor în perioada anului nou, dar de atunci numărul accidentelor a scăzut, am avut undeva și 80 accidente pe zi, dar acum putem să spunem că avem 1-2, asta e media. Probabil în weekend va fi mult mai mare pentru că iarăși vor veni oameni la Rânca. Deja se șterne un stranou de zăpadă, să sperăm că aceștia vor găsi condiții cât mai bune de schi, să sperăm că se vor da drumul și la celelalte pârtii și astfel numărul schiorilor pe pârtii va scădea, nu va mai fi acea încărcare foarte mare de schiori pe pârtii și inevitabil sau pe cale de consecință cu siguranță vor scădea și accidentele. Avem 4 salvatori în acest moment în stațiune și de vineri, când urcă majoritatea turiștilor, o să avem 8 salvatori montani. Încercăm să facem față solicitorilor atât celor din Rânca, cât și cele din restul județului. Iar în Rânca asigurăm în permanență o ambulanță și un echipaj de salvator montan cu pregătire medicală la cabinetul medical al punctului salvamont din stațiune. Este foarte important de știut că în permanență suntem pe drum, mai ales atunci când ninge, când este risc de polei sau chiar polei, cu reprezentanții poliției rutiere sau chiar cu reprezentanții ai posturilor de poliție de pe raza unde sunt, pe unde trec drumurile naționale. Vreau să mulțumesc pentru sprijin colegilor de la Poliția Rutieră, pentru că atunci când e viscol și mai ales la Rânca, acolo unde îi vedem, toată lumea îi vede în permanență, dar și pe drumuri, sunt cu noi și să știți că nu stau de plăcere, asta le este meseria, își fac datoria și dacă în viscol și de un polițist nu stea să dea amenzi. Oamenii nu trebuie să se supere și nici să nu se supere nici pe noi atunci când îi rugăm pe cei care participă la trafic să aștepte câteva minute sau să circule cu atenție când întâlnesc utilajele de la dezăpezire.